De la bal direct la spital și apoi la tribunal. La un an distanță de la nunta la care mirele a fost aruncat în aer de nuntaș fără să mai fie și prins, bărbatul își dă în judecată acum prietenii. Cere daune morale după ce a petrecut luni întregi mobilizat din cauza rănilor cu care s-a ales în noaptea nunții. Conform observatornews.ro, nunta a avut loc anul trecut în septembrie la Băile Felix. În timpul petrecerii, patru nuntași l-au luat pe mire și l-au aruncat în aer. Dacă prima dată au reușit să-l și prindă, a doua oară nu le-a mai ieșit. Așa că pentru ghinionistul mire, nunta s-a terminat la spital. Conform cancan.ro, la câteva zile de la incident a fost transportat în Germania, acolo unde muncește de mai bine de 9 ani și unde putea să beneficieze de asigurare de sănătate. Acum, tânărul vătămat cere daune morale celor care l-au scăpat din brațe și au schimbat radical viața. În urma acestei aruncări, clientul meu a căzut. A avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că a avut leziuni la nivelul coloanei vertebrale și al membrelor inferioare și superioare. A fost imobilizat pentru o perioadă de aproximativ 3 luni de zile. A urmat terapie și urmează chiar și în prezent. Pentru această faptă, clientul meu a înțeles să-i dea în judecată pe cei patru. Prejudiciul material este compus dintr-o sumă de maximum 1000 de lei, pentru că clientul meu a avut o asigurare medicală privată care l-a ajutat să-și acopere costurile medicale. Daunele morale sunt în cuantum de 20.000 de euro, dar acestea vor fi apreciate dacă sunt justificate și proporționale prejudiciul suferit. De instanța de judecată care va stabili într-un final, spune Ioana Tenț, avocatul mirelui. Procesul va avea primul termen pe 12 octombrie la judecătoria Oradea, relatează observatornews.ro.